Am ajuns la final, oameni buni. Am ajuns la finalul prezentării primelor titluri Image Comics din istorie. Acestea fiind spuse, nu vom termina epic, ci mai degrabă cu o semifâsâială. Asta e, nu e prima oară când sunteți dezamăgiți de un final, deci e ok, se mai întâmplă. Azi avem un 2-in-1 cu titlul Shadowhawk și Cyberforce, producțiile lui Jim Valentino, respectiv Mark Silvestri. Motivul pentru care am ales să fiu ca Nescafeul este acela că aceste două titluri nu sunt suficient de interesante pentru a dedica fiecăruia câte 5-6 minute pe episod. Nu spun că n-ar fi titluri bune, dar sunt foarte puține informații despre poveste sau despre creator, deci nu prea s-ar justifica timpul. Liefeld, Larson, Lee, McFarlane au setat tot felul de recorduri, titlurile lor rămânând destul de înrădăcinate, să zic așa, în miezul pop culture, în timp ce Valentino și Silvestri au fost foarte low-key, foarte safe, foarte boring, pe scurt. Toate acestea, fiind fondatorii Image, au și ei aportul lor și mi se pare normal să-i trecem și pe ei în revistă pentru a avea setul complet și pentru a mai scoate eu un episod pentru algoritm. Now, let's talk about Shadowhawk și după Cyberforce. Image Comics a ajuns la final, slavă cerului că nu mai rezistam. Shadowhawk este, să-i spunem așa, un justițiar mascat care umblă pe străzile din Soho, un cartier din New York care cică ar fi rău famat, deși Soho în realitate este printre cele mai bogate regiuni din Manhattan. Mă rog, revenind la Shadowhawk, puțin știm despre el decât că are un costum nu foarte practic și care alege să aducă dreptatea criminalilor prin ruperea coloanelor vertebrale. Auci, asta este destul de dark. Mai bine i-o omora direct, era mult mai curat. Mai are și un gadget cu care se urcă pe clădiri și alte mici ustensile Hawk-related cu care incapacitează inamicii înainte de a le frânge coloana. Shadowhawk numărul 1, din câte ați observat, nu este prea grozav. Artwork-ul este extrem de plictisitor, neavând deloc estetica Image cu care am fost obișnuiți până acum. Spre exemplu, Liefeld, deși nu este grozav, are acel pop, acea explozie unică. Lee, cu precizia lui anatomică și detaliile duse la extrem, McFarlane cu vibe-ul gothic horror, iar după așa titluri, tot ce poți face este să ții pasul, iar din păcate Valentino cam scapă sub masă. Destul de mult. Pe lângă asta, Shadowhawk este un rip-off colosal la cel puțin 5 supereroi. Luke Cage, Batman, Wolverine, Daredevil și tipul ăla care era împreună cu Dynomat în laboratorul lui Dexter și sunt convins că mai sunt și alții. Povestea e banală, designul lui Shadowhawk e banal, artwork-ul e banal, până și aceste flăcări sunt banale. Cu toate acestea, pentru că îmi place să fie a positive vibe show, voi spune ceva de bine de Valentino. După ce interesul în comics a scăzut dramatic după anii 2000, Valentino a devenit editor șef la Image și a cărmuit extraordinar compania pentru a se redresa financiar, schimbând traiectoria către noi creatori talentați cu idei originale care nu au avut legătură cu supereroi, creatori precum Ed Brubaker, Brian Michael Bendis, David Finch, Robert Kirkman cu Walking Dead-ul lui și alte producții, toți sunt descoperiți și promovați de Jim Valentino. Dacă nu era el, mai mult ca sigur compania s-ar fi desființat. Deci, kudos Valentino, băiat deștept! Cyberforce este creația lui Mark Silvestri. Exact ca și Valentino, Silvestri nu a fost interesat neapărat în a crea un legacy sau a sparge recorduri, având o mentalitate mult mai calculată. În numărul 1 din Cyberforce, nu se întâmplă mai nimic. Avem o copilă care este mai mult ca sigur fan David Bowie, care fuge de niște soldați generici și până la urmă este salvată de un tip cu 3 brațe metalice pe o singură parte a corpului. Asta ridică un număr alarmant de întrebări care 100% nu vor avea un răspuns în acest număr. Acest tip cu 3 brațe nu este singur, ci este ajutat de un alt băiat simpatic, Ripclaw, care este ajutat de un alt băiat simpatic pe nume Impact. Ok, în cazul în care nu v-ați prins până acum, Cyberforce nu este altceva decât Wildcats. Este copia la un produs care a fost copia la alt produs și aici putem să observăm același număr de persoane din echipă și aceleași puteri pe care le au. Dacă nu știam, puteam să jur că este Maul venit în deplasare. Nimic nu este interesant la acest număr în afară de artwork, care este fenomenal, și acest mic easter egg cu Jacob Marlowe deranjat în una din zecile de beții avute. Revenind la artwork, este fenomenal, mai ales partea de contur.
Și aici includem hașurarea, folosirea umbrelor, negrul utilizat, este superb. Silvestri excelează la acest capitol, aproape ca nimeni altul. După mine, este cel mai bun artist de la Image pentru că nu are greșeli în execuție, luând ideile lui Jim Lee și perfecționându-le cu această muncă de conturare. Priviți ce bine este desenată fața lui Velocity în ploaie. Fără greșeală 10 din 10 IGN. Silvestri a renunțat destul de rapid la cartea asta și, în schimb, s-a pliat pe ce-i place lui, misticismul și femeile, având un mare succes cu titlurile Witchblade și The Darkness. Aceste titluri i-au asigurat confortul financiar fără să deranjeze pe nimeni în anii care au urmat. Dacă sunteți interesați, chiar acum în 2022, Mark Silvestri a venit la DC să deseneze titlul Batman The Deadly Duo, care este de-a dreptul superb, so go buy it, și Cyber Force, doar dacă sunteți mega fani Early Image ca mine. The end.